Mădălina, bună seara! Bună seara din nou! Într-adevăr, culturale lângă mine este... Permiteți-mi să vă prezint așa, doamnă, cu acceptul dumneavoastră, mama... Paula. Adoptivă, da, voiam să zic altceva, Gabrielii Cristea. O altă fică adoptivă de-a doamnei a lansat... Simona Tănăsescu, mulțumesc pentru ajutor, doamnă, a lansat astăzi o carte, se numește Sugestiv pe gaura cheii. Care e motto-ul, vreau să știu? Ia. Da, te vezi la televizor, da. Impulsul evoluției, cer o involuție inițială, cât de profundă, adică e ceva despre greșeală, nu? Da, este ceva despre greșeală, despre viață, despre 9 stele, 9 vieți trăite de același personaj. Nu râde că te simt, Mihai, chiar dacă nu te văd. Ce spuneți, domnișoara Bolan? Este vorba de o carte foarte frumoasă, al cărui mesaj se construiește treptat. Domnul Morar, spuneam să nu râdeți, chiar dacă nu vă văd, vă simt. Și mi-am dat seama că ați... Domnișoara Bolan, să știți că vă apreciez foarte mult, mai ales când vă văd la lansările de carte. Mi se pare că asta vi se potrivește foarte mult, dar trebuie să faceți toată viața asta. Vreau să o salut. Haideți și să vorbim... Să o salut și pe mama Paula. Mama, Gabriele Criste. Nu. Ce, nu auziți? Da, nu aud din studio. Cum nu auziți din studio? Deci nu aud. Nu e bine asta. Haideți să împărțim. Împar și cu dumneavoastră o cască. Împărțim mai devreme. Cu Dancioară, împar și cu mama Paula. Nu mai e puțin, vai de mine, așa e când ne grăbim, nu? E în direct, să vadă toți oamenii că noi facem totul live, suntem naturali, așa, suntem ok, acum auzim totul. Suntem 100% naturali, precum Călin Novăcescu. Mă auzi? Bună seara, mama Paula, și felicitări pentru Simona și pentru lansarea asta. Înțeleg că e o carte... Deci vreau să spun... Da? Fii atent ce vreau să spun, că întotdeauna știi, am obiceiul să te întrerup. Deci am crescut-o pe Gabriela Cristea, iar Simona... A crescut chiar de mică alături de noi, o iubesc foarte mult și pe ea am învățat o munca de televiziune, mi-a prezentat emisiuni din prima, fără repetiții, deci este o fată extraordinară, iar ceea ce a făcut ea astăzi cu această carte superbă, care o să ajungă și la voi, a făcut un lucru bun, iar... Ea va scrie în continuare și se va face și un film care va fi pe ecranele Statelor Unite ale Americii. Super. Da, Gabriela Cristea, de ce n-a venit în această seară să felicite pentru această reușită? Pentru că suntem în depășire, vreau să vă întreb, Gabi, e bine? Da. Înțeleg că are probleme cu Gabi, casa. Nu. E cu casa în construcție, iar în seara asta... A venit soacra ei, deci mama lui Tavi acolo, vor să ia mâine, poimine. Duminică sunt la mine, dacă vrei să vii și duminică să filmezi, te primesc cu mare drag. E, o trimit pe Mădălina. Trimit-o pe Mădălina. Am și eu timp liber. Bine, mulțumim mult de o tot. O băgăm la piscină. Și abia aștept să ajungă cartea și la noi. Prin gaura cheii se numește. Mulțumim, reporter.